Accidentele s-au ținut lanț în acest weekend în județul Mehedinți. Pe raza Comunei Malovăț, un bărbat, în timp ce conducea o autoutilitară, a izbit un autoturism care se afla parcat pe linia continuă. În mașină erau două persoane care, după incident, au fost transportate de urgență la spital. Accident grav în județul Mehedinți. În timp ce conducea o autoutilitară într-o curbă pe DN67 în Comuna Malovăț, pe fondul neadaptării vitezei, un bărbat a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coleziune cu un autoturism parcat neregulamentar pe linie continuă. Nu mașina a oprit în față și ăsta din spate cu dâmba a venit cu viteză. Și nu văzut și intră normal în ea pe avarie, era staționată. Da, pe avarie, pe avari. deci o fi, da. Nu. Și veni cu viteză și nu pe cală, nu se vedea. Trecea de pietoni, nu la 2 metri, dar ca 3 metri. Am fost anunțat pe 112 pentru un accident rutier în localitatea Malovăț. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical tip B2. A fost găsită o femeie cu traumatism cranian acut închis, escoriații faciale, traumatism abdominal și luxație scapul humerală dreaptă. Pacientei s-a acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată la unitatea de primiri urgențe pentru investigații suplimentare. Autoturismul era parcat în apropiere de o trecere de pietoni, iar în urma impactului ar fi putut rezulta și rănirea altor persoane. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal.